Bună seara, doamnelor și domnilor, mulțumesc că sunteți alături de noi. Vom încerca să facem astăzi seară un bilanț al anului 2017, trecând în revistă cele mai importante evenimente politice din punct de vedere al opoziției. În ce măsură opoziția și-a atins obiectivele în acest an, unele dintre ele sigur da, altele clar nu. Vom discuta cu invitatul meu din această seară, este vorba de Dan Vulceanu, deputat și președinte PNL Gorj. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc pentru prezență. Sunt multe lucruri despre care vreau să vorbim în seara asta. Aș începe cu un eveniment de acum, de zilele astea, înainte de a trece în revistă de la începuturi și până în prezent. V-am mai întrebat, acum legea permite într-adevăr primarilor să convoace mereu ședințe de îndată, forțați de niște împrejurări. La Târgu Jiu mi se pare, s-ar putea să fie doar părerea mea, că se face un exces din punctul ăsta de vedere. Se convoacă ședințe de îndată cu o zi de înainte de ședințele ordinare, se convoacă ședințe de îndată pe mici subiecte care puteau fi abordate la ultima ședință de îndată convocată. Deja le-am pierdut șirul. Vreau să vă întreb ce părere aveți dumneavoastră și în ce măsură vina aparține aparatului primăriei sau primarului municipiului Târgu Jiu sau Consiliului Local. Să știți că legea în ceea ce privește consiliile locale diferă puțin față de ceea ce trebuie să facă cei de la Consiliul Județean. Adică la consiliile locale primarul poate convoca ședințe de îndată, ședințe extraordinare, ori de câte ori este nevoie. La Târgu Jiu nu este o situație normală, pentru că avem un primar care și-a preluat mandatul în urmă câteva luni. Sunt probleme care apar și trebuie rezolvate foarte repede. Eu mi-aduc aminte acum câteva situații legate de acele controle ale ANAF sau Curții de Conturi, în urma cărora Consiliul Local trebuia să ia repede, să ia la cunoștință în 30 de zile de la momentul la care fuseseră înștiințați. Dacă nu aveai ședință ordinară, nu aveai ce să faci decât să faci extraordinar sau de îndată. Nu ne că vreo mi-aduc câteva aminte, situații se justifică. Mi-aduc aminte și de situația aia cu elevii începea anul școlar, nu aveau abonamentele cei de, copiii instituționalizați. Pentru că uitaseră să o facă câteva zile mai devreme, da, asta știți spun. Cum e? Uitaseră, ăsta nu sunt neapărat un lucru la care primarul trebuie să stea să le, sau consilierii locali să stea să le... Nici nu zic asta, vă întreb, până la urmă, din vina cui? Pentru că, uite, de exemplu, faci ședință de îndată că ai greșit rectificarea bugetară. Faci ședință de îndată... Dar nu e neapărat că ai greșit rectificarea bugetară. Eu, să știți că în ceea ce privește bugetul, fie că vorbim de un consiliu local sau de consiliu județean, nu sunt fericit că la fiecare ședință de consiliu județean sau de consiliu local se rectifică bugetul. Nu asta înseamnă să ai un buget bine structurat și predictibil și stabil și tot ce vreți dumneavoastră. Din păcate, fără să fac niciun fel de diferență, cam toate consiliile județene și locale fac același lucru. Și la Consiliul Județean, vă rog să vă uitați, în fiecare ședință, în fiecare lună, se rectifică bugetul. Nu e regulă. Nu e regulă. Adică poți... dacă vrei să ai o stabilitate financiară și o predictibilitate, să aduni, da, mai multe situații de genul ăsta și odată când ai o ședință ordinară să faci o rectificare bugetară. Asta zic, de ce nu? Situația la Târgu Jiu și în celelalte administrații locale diferă la sfârșitul acestui an, pentru că odată cu adoptarea bugetului central, acolo au fost prevăzute câteva lucruri la care primarii nu se așteptau. Și aici mă refer la faptul că s-au redus cotele din impozit pe venit și că dacă statul îți va aloca la sumele defalcate din TVA cu jumătate din excedentul pe care l-ai avut la sfârșitul anului 2016, mai puțin decât ai merita. Adică ei se vor uita cât ai avut excedent la 2016 și când și îți alocă banii din TVA, exact, îți dau cu jumate din excedentul la mai puțin. Și acum toate consiliile locale încearcă să rezolve, nu numai să cheltuiască, dar să rezolve cumva situația asta, să-și echilibreze bugetul astfel încât să nu piardă atât de mult. Bun, oricum e... nu e o situație la care primarii se așteptau și să știți că, indiferent de culoarea politică, primarii sunt absolut dezamăgiți pentru că au avut o promisiune din partea primului ministru că această situație va fi rezolvată.
În Comisia de Buget Finanțe, când am discutat bugetul, această situație fusese rezolvată, iar la plen ulterior, cei de la PSD au votat împotriva amendamentului admis în Comisie și primarii au primit cotele pe care inițial le stabiliseră cei de la PSD. Sunt situații în fiecare consiliu local, repet, unele care justifică genul ăsta de demers, altele care nu. Ca să considerați la Târgu Jiu, se justifică toate aceste ședințe. Nu sunt situații pe care să le considerăm normale. Deci nu așa trebuie să întâmple să normal. Așa. Asta pot să spun cu siguranță. Bun. Dar pentru fiecare situație, motivele pentru care sunt convocate astfel de ședințe pot să fie justificate sau nu. Bun, în condițiile în care suntem la final de 2017, că tot ne-am apucat de discuția vis-a-vis de primăria Târgu Jiu, vreau să-mi spuneți dacă dumneavoastră considerați că s-au făcut suficiente demersuri ca Marcel Romanescu să poată începe 2018, deci 2017 au fost numai câteva luni, nu făcuse împreună cu echipa sa bugetul, era o grămadă de chestiuni cu care trebuia să se pună la curent. Au fost niște justificări care l-au ajutat și pe el în discursul public și pe colegii dumneavoastră de la PNL care sunt nevoiți să vină fiecare seară să justifice ce se întâmplă la primăria Târgu Jiu. Credeți că s-au făcut demersuri, s-au făcut pași în așa fel încât anul viitor aceste justificări să dispară? Pentru că Marcel Romanescu s-a consultat cu oamenii și face singur proiectul de buget, adică se întâmplă niște lucruri. Sunt, nu știu, premisele unui an mai puțin haotic decât ce s-a întâmplat în 2017 la primăria Târgu Jiu. Nu va avea o viață ușoară la primăria Târgu Jiu. Tocmai am amintit acum de situația asta cu cotele defalcate din impozit pe venit. Adică va avea mai puțin bani decât, nu decât s-au alocat până în prezent, ci decât merită sau decât are municipiul Târgu Jiu în mod normal. Pentru că atunci când vorbim de cote defalcate din impozit pe venit, nu vorbim de bani pe care ți dă bugetul central. Pentru că, nu știu, ești tu PSD sau ești de altă culoare politică. Ci pur și simplu sunt banii tăi, banii comunității, bani plătiți de oamenii din Târgu Jiu. Deci, din punct de vedere financiar, nu va avea o viață deloc ușoară. Pe de altă parte, eu discutând cu Marcel Romanescu, el își dorește ca în 2018, atunci când vine cu bugetul și lista de investiții, să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat în anii trecuți. În anii trecuți, și o practică pe care noi am mai criticat-o în mai multe rânduri. Se face lista de investiții și treci tot. Tot ce se trece prin cap. Și atunci când te întreabă Gabriela Gângeoveanu la o emisiune pe tine primar PSD, ce vrei să faci? Domne, ce faceți cu problema nu știu, din strada Sisești? Da? Tu să spui, domne, am prins un buget, anul ăsta o rezolvăm și de fapt nimic nu se întâmplă. Pentru că dacă ne uităm la cum arată Gorjul și cum arată Târgu Jiu, o să ne dăm seama că de multe ori bugetele alea erau niște povești pe hârtie. Nu numai bugetele, lista de investiții, că bugetul până la urmă trebuie să se închidă cumva. Din discuțiile pe care am avut cu primarul, mi-a spus că a discutat cu colegii din primărie astfel încât să prindă în lista de investiții lucruri pe care știm că se fac. Să știți că ăsta este și unul din motivele pentru care Târgu Jiu s-a închis cu excedent la sfârșitul aproape fiecărui an. Erau trecute proiecte de investiții bugetate și nu se apuca nimeni. N-aveau, adică te apucai de câte puteai să faci. Bun, dar cum a intrat Marcel Romanescu în cursa asta? Pentru că și Romanescu rămâne cu excedent bugetar, ceea ce îl va afecta pentru anul viitor, pentru că o parte din bani, înțeleg că nu e vorba despre toți, dar o parte din bugetul de investiții, e clar că vor fi bani pierduți pentru primăria Târgu Jiu. E și povestea despre care vorbeați dumneavoastră că alocarea pentru anul viitor va fi mai mică. Și atunci, nu înțeleg, având toate datele, de ce s-a lăsat, presupun că e o cursă asta. Nu, din moment ce tu vezi că an de an se întâmplă lucrul ăsta și tu nu-ți dorești să conduci așa primăria Târgu Jiu, ai avut totuși luni de zile la dispoziție să rezolvi problema și să nu finalizezi anul pe excedent bugetar, vine acum cu tot felul de artificii care nu par credibile, nu par niște demersuri serioase în momentul în care tu faci ședință în a treia zi de Crăciun sau în momentul în care faci ședință în ajunul Crăciunului, presat fiind să cheltuiești banii. Excedentul pe care statul confiscă anul ăsta sau în 2018 este excedentul de la 2016. Deci îți iau un calcul și excedent ai avut în 2016. Nu, pe ăsta din 2017. Nu are niciun amestec. În regulă. Pe ceea ce privește excedentul din 2017, nu trebuie să uităm că Marcel Romanescu a preluat primăria cu un buget aprobat
și cu o listă de investiții aprobată. Păi tocmai că avea toate investițiile alea trecute așa. Nu mai putea să modifice mare lucru la rectificările bugetare, nu poți regândi filozofia întregului buget. Nu, sunt de acord, dar tocmai noastră spuneați că avea în bugetul pentru anul ăsta câte lună și stele. Chiar din tot ce era pe lista aia, care clar nu s-a dus la îndeplinire, nu putea să-și aleagă ceva din tot ce s-a fi făcut? Ba, a făcut. Și vă și demonstre, vă și pot spune, de exemplu, nu. Vă rog, dumneavoastră pare să comunicați mult mai bine decât reușește domnul Romanescu. Nu știu câtă lume știe, dar dacă vă uceți în cartierul respectiv, o să vedeți că lumea a văzut. Ce? De exemplu, cartierul Briviței a fost asfaltat tot. Acum, de când e el primar. S-a dus și a făcut lucrul ăsta. Nu mai spun de sensul la giratorul de la ieșirea din urmă spre Rovinari. Multe alte lucruri. Eu i-am și reproșat asta lui Marcel Romanescu. Că nu spune oamenilor ce face. A, eu înțeleg. Și aici îi dau dreptate. Emisiunile, talk show-urile de la televiziunile locale sunt în general politice. Și nu sunt invitați neapărat oameni din primărie, oameni sau funcționari din primărie. Nici n-aveți de ce să-i chemați. Băi, am chemat și vă spun sincer că n-a venit nimeni. Mă rog, eu... Întrebați pe domnul Romanescu, că l-am și sunat și l-a rugat. Dacă nu poate să ajungă dumnealui să ne spună cum eu nu vă așa, să trimită un director din primărie. Faptul că talk-show-urile politice, sau la talk-show-urile politice, vin oameni politici. Nu vin neapărat oameni din administrație. Nici n-au ce căuta, dacă mă întrebați pe mine. Și asta i-am spus, domne, măcar o dată pe săptămână, cel care se ocupă de imagine, să ne spună la partid că colegii noștri tot vin la emisiuni și oamenii trebuie să știe lucrurile astea. Care sunt lucrurile pe care s-au realizat în timpul unei săptămâni? Și noi le vom comunica. Eu v-am dat câteva exemple. Sunt mult mai multe lucruri despre care n-am apucat să discut încă. Dar da. Sunt și lucruri pe care eu mi-aș dori să le... Deci n-ați considerat că nu e neapărat că Marcel Romanescu nu reușește să facă treaba acolo, ci nu reușește să comunice ce face. Asta spuneți. Nu, eu aș vrea sincer, să văd mai des conferințe de presă. Să păi chiar... nu fac conferințe de presă la primăria de asta... Na, nu vin să-l laud neapărat, ci vin să și spun lucruri pe care trebuie să le facă și nu le face. Dar cred că ar trebui să fie mai des conferințele de presă. Cred că trebuie să... E o vorbă. Dacă tu nu îți lauzi activitatea, cine vrei să o laude? Crezi că da. O să-ți facă cineva statuie că ai fost primar? Nu. Până la urmă trebuie să-ți faci datoria, că oamenii te-au ales să faci ce ai spus că faci. În 2018, eu știu, am discutat cu primarul și sunt proiecte pe care le-a promis în campanie. Proiecte culese de la fața locului. Și din bine, punctul e o întreagă de vedere, dezbatere, că... inclusiv la maniera în care au fost consultați oameni, vedea... ce oameni au participat la aceste dezbateri, cât au fost ele de mediatizate, cât de bine s-a comunicat și în principiul ăsta. Nu s-a dezbătut bugetul. Vă arăt invitațiile de la primăria Târgu Jiu. S-au organizat pe zile și pe zone dezbateri pe tema bugetului. Nu. Așa e formulată invitația. Nu. Dacă vă mai contraziceți cu departamentul de comunicare de la primăria Târgu Jiu, ne supărăm. Ce nu, să mai zic? Eu știu foarte bine ce s-a întâmplat acolo. Păi da, dar, Marcel repet, Romanescu, eu vă spun ce s-a comunicat. A dorit să facă, atunci comunic eu altceva acum. Și o să vedeți că dacă întrebați primarul, o să îmi dea dreptate. Marcel Romanescu a făcut aceste dezbateri nu pe buget, pentru că nu avea un buget, nici nu putea să aibă un buget înainte ca bugetul național și bugetul Consiliului Județean să se să fie aprobate. Marcel Romanescu a făcut aceste lucruri pentru a putea culege de la cetățeni care proiecte ce interesează ca el să prindă în buget și în lista de investiții. Și după ce adună toate problemele astea, în funcție de sumele pe care le are la dispoziție, ele să poată fi prinse în lista de investiții și bugetate astfel încât pe parcursul anului 2018 să fie realizate. Deci nu neapărat bugetul, pentru că nu avea un buget, ci care sunt proiectele pe care cetățenii ar dori să le includă în lista de investiții și în buget. O să le-am cerut colegilor și o să vă citesc imediat cum au sunat invitațiile la evenimentele organizate de primăria Târgu Jiu, că poate din nou a fost o neînțelegere și iată, ne lămuriți cum stau lucrurile. Văd că sunteți, vă feriți să fiți categoric cu privire la 2017, din discuțiile pe care le aveți, din felul în care au evoluat lucrurile, din discuțiile pe care le aveți cu consilierii PNL, considerați că Târgu Jiul va avea o soartă mai bună în 2018, tocmai datorită acestor lucruri pe care și dumneavoastră le enumerați? Aveți garanția, nu știu, aveți siguranța? Nu. Că... Eu vreau să vă spun că din punctul meu de vedere, România și fiecare localitate, Boate, da, și fiecare Consiliu Județean va avea un buget
de austeritate în 2018. Și România și fiecare localitate sau comunitate în parte. Pentru că nu se poate, la nivel național, înainte să faci bugetul, să dai ordonanță de urgență în care tai pur și simplu drepturi sau prorogi pentru 2019 drepturi și după aceea să vii cu proiectul de buget. Adică au fost tăiate etichetele alea cadou, au fost făcută excrocherii asta cu transferul contribuțiilor în care celor din aparatul bugetar li s-au oferit 25%, de fapt erau 25% pe hârtie pentru că îi luai înapoi prin contribuții, prin transferul contribuțiilor și altele. Nu mai spun de amânarea creșterii pensiilor, indexării pensiilor de la 1 ianuarie pentru 1 iulie, în care pensionarii au pierdut și era dreptul lor, legal. Da, deci toate lucrurile astea au fost, toate măsurile s-au fost luate pentru că bugetul României, deși clamăm creștere economică record, cea mai mare din lume, da, la un moment dat, nu poate plăti așa ceva. Bun. Asta înseamnă. Sunt niște reproșuri de făcut și opoziției vis-a-vis de felul în care au trecut o grămadă de chestii în Parlament în ultima perioadă. Cred că felul în care colegii de-ai dumneavoastră din opoziție, mă refer aici la USR, au gestionat situația, a făcut ca oamenii să reacționeze cumva ca la un circ, ca la o chestiune mai puțin serioasă. Uitați, înainte să discutăm asta, hai să vă citesc ce a transmis primăria Târgu Jiu, da. Apropo de ce comunicați dumneavoastră. Primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, invită locuitorii orașului să participe la dezbaterile privind bugetul pe anul 2018. Acestea vor avea loc pe zile și pe... Da, am înțeles. E, din punctul de vedere, defectuoasă exprimare. Pentru că nu aveau cum adică să discute bugetul. Nu mă puteți acuza pe mine sau pe oricine a înțeles că se dezbate bugetul împreună cu cetățenii, pentru că așa sună invitația. Nu, dar până la urmă era lezne de înțeles că neavând un buget nu poți dezbate bugetul. Bun, sunt de acord cu dumneavoastră, domnule Vulceanu, dar ne cereți de foarte multe luni să fim îngăduitori și să înțelegem să zici printre rânduri în toate comunicările astea din partea primăriei. Pe de altă parte și eu. Am fost unul dintre cei care am spus că comunicarea poate fi mult, mult mai bună sau poate fi mult îmbunătățită. Poate exista. Da, bun, exact. În multe dintre cazuri. Putem să ne înțelegem, adică limba română generoasă. Din punctul de vedere, dincolo de comunicare, demersul este unul lăudabil. Eu cred că e prima dată când se întâmplă în Târgu Jiu. A mai fost o perioadă și asta era o altă chestiune care se putea reproșa, pentru că Marcel Romanescu s-a bazat pe fix aceiași oameni care organizau tipul ăsta de întâlniri și înainte, motiv pentru care a avut fix aceeași participare. Dar în sensul că la aceste dezbateri... Să știți că democrația trebuie învățată. Sunt de acord cu dumneavoastră. Și dacă an de an vom avea asemenea dezbateri, sunt convins că, lumea va participa din ce în ce mai mulți oameni. Bun, cu condiția să și știe despre evenimentele astea și ele să fie comunicate într-o manieră mult mai corectă. Adică în momentul în care spui oamenilor că vin să-ți facă bugetul, probabil că mulți dintre ei au preferat să stea acasă. Mai bine le spuneau că pot să spună ce lucruri ar trebui făcute în cartierul fiecăruia, așa atunci mă gândesc că prezența era totuși semnificativ mai mare. Bun. 2017 a început cu proteste, pentru că tot deschisese subiectul de lucrurile promise și nefăcute. A început cu proteste, evident, se termină cu proteste. E ceva ce considerați că ar fi putut evita toată nebunia asta? Adică sunt, nu știu, anumite măsuri pe care acest guvern le ia și oamenii ies în stradă. Pe de altă parte, sunt măsuri despre care mai puțin public, înțeleg că și o parte din cei din opoziție ar fi de acord cu ele și că de-aia ar fi trecut unele dintre măsuri. Se induce așa o stare din asta de incertitudine vis-a-vis de orice demers ar face și o parte și cealaltă. Nici n-a fost unitate atunci când USR-ul a făcut ceva, PNL-ul a făcut altceva și lumea se uită la televizor, fiecare pricepe ce poate din toată nebunia asta. Bun, trebuie să încep explicația prin a spune foarte clar. În Parlament, PSD, ALDE au o majoritate și împreună cu UDMR absolut lejeră. Noi nu putem face mai mult decât a critica măsurile pe care vor să le ia, a venit cu amendamente acolo unde vedem aberații sau anomalii și a încerca să-i convingem că fac lucruri greșite. Eu o să vă dau, ca să înțelegeți despre ce e vorba și cum se discută în Parlament, o să vă redau discuția pe care am avut-o cu Iulian Iancu în comisiile reunite de Comisia Economică, Industrie și Juridică. Referitor la Ordonanța 109, exceptarea unor companii de la Ordonanța 109. Care a și trecut care și a iată trecut. Ce este situația, da, este direct afectată. O să vă redau discuția asta pentru că ea este cumva aplicabilă general și o să înțelegeți atunci
că de fapt nu poți acuza opoziția pentru măsurile pe care le-a guvernul. Dar nu fac acuzi, eu spun doar că exact problema asta de comunicare existentă aici se regăsește foarte bine la nivel central. Și părerea mea e că cineva se străduiește să mențină starea asta de incertitudine, în care mulți dintre oamenii care sunt nu categorici de o parte sau de cealaltă, se nu mai priceapă nimic uitându-se la televizor. Dacă puterea, coaliția din Parlament, majoritatea, vor să iau decizie, pur și simplu o iau. Haideți să vă spun ce s-a întâmplat acolo. În discuțiile din comisia asta, cei de la Ministerul Economiei veniseră cu niște argumente care, prin care încercau să convingă parlamentarii că e bine să excepteze anumite companii, luând în considerare anumite bonusuri pe care unii manageri privați le-au încasat de la companii care nu aveau o situație financiară foarte bună, în sensul în care, uite domne, compania stă să moară, iar ei încasau bonusuri. De exemplu. Da. Și erau reprezentanți de la Ministerul Economiei. Bineînțeles că nu poți accepta o asemenea explicație, câtă vreme toate bonusurile astea și toate salariile pe care le încasează acești manageri privați sunt cuprinse într-un contract de mandat care se încheie între proprietar, care e ministerul, da, și... Adică plătești pe ce ai semnat, practic. Exact. Tu i-ai prins bonusurile alea acolo. Nu le-a luat el de la Dumnezeu. Mai mult decât atât. Spuneau așa, dom'le, știți, de multe ori se ia în calcul doar criteriu, un singur criteriu, profit, să facă profit. Ori sunt și alte lucruri importante la o companie. Corect, dar pe de altă parte și aceste criterii sunt prinse în contract de mandat. Tu poți să-i treci ce criterii vrei tu în contract de mandat. Ca să nu mai spun secretizarea contractelor de mandat. Deci nu legea în sine este proastă, ci modul în care ea a fost aplicată. Le-am dat exemplu inclusiv Gorjul, da? Unde, având această lege în vigoare, au fost luați din consilieri județeni PSD, doi directori și puși la CEO, sclamându-se management privat. Nu asta însemna să respecti legea spiritului. Stați un pic, domnule Vâlceanu, Laurențiu Ciurel a fost numit pe ordonanța 109, recrutat. Asta vă spun, dar asta nu înseamnă că legea a fost aplicată în spiritul ei, ci mai degrabă s-au făcut niște pași care erau prevăzuți în lege absolut defectuos, cu tupeu. Cu tupeu maxim. Bun, și i-ați spus domnului Iulian Iancu... Acolo, i-am spus lucrurile astea. Bun, bun. Domnul Iulian Iancu a venit cu o explicație, iar ulterior mi-a spus așa. Dom'le, uite care e problema. PSD vrea să-și asume politic conducerea acestor companii. Vă dați seama că în momentul în care omul e atât de sincer cu tine... Da, și am înțeles că și-a argumentat cumva că în funcție de cum politic activează aceste companii, îi decontează politic la vot. Vă dați seama, în condițiile în care în discursul meu, pentru a explica că e greșit, da, ce fac, spuneam, domne, voi aveți alte interese, pe voi vă interesează de fapt să preluați controlul politic al acestor companii. Iar omul vine și spune, da, domne, vrem să ne asumăm politic aceste companii. Nu prea mai ai alt argument. Deci, practic, argumentul... Să-i spui, eu am spus lui Iancu așa, domne, ok, am înțeles. Eu, din momentul ăsta, având în vedere că suntem într-o comisie care e un organ deliberativ și deciziile le iau prin vot și voi sunteți mai mulți, e clar că încerc degeaba să vă conving. Ok, eu cred că e rău ce faceți. Mai sunt colegi care cred că e rău ce faceți. Dar până la urmă votați și vă luați decizia asta. Și nu rămâne decât să vă criticăm, da? Pe față. În momentul în care aceste companii vor merge rău. Nu numai că vor merge rău, dar au fost condiții, da, pe care România, adică noi am explicat FMI la momentul ăla, Comisiei Europene, da, domne, trebuie să depolitizăm aceste companii. PSD-ul, ani de zile, venea și ne spunea, aceste companii au fost depolitizate. Vă aduceți aminte, Ciurel nu e politic. Ciurel nu e politic, este pus pe... este management privat. Bine, asta a fost așa o ipocrizie maximă. Exact, o ipocrizie, pentru că altfel toată lumea știa că funcția din care plecase Laurențiu Ciurel era cea de vicepreședinte PSD. Nu... Și consilier județean, domnul Antonie, la fel. Bine, dar suntem o societate în care ipocrizia este foarte, cum să spun, des întâlnită în situații similare. Da. Uitați-vă la prefecți, de exemplu. Uitați-vă la președintele țării. Eu sunt perfect de acord. Ce spunem? Că președintele a uitat că a fost membru la PNL, că prefectul a uitat că a fost membru PSD. Nu uită oamenii ăștia, niciunul de unde vin. Eu cred că avem un președinte care nu se implică în jocul politic, cum au făcut ceilalți președinți. Și aici, dar nu discutăm de asta, că se poate discuta la ce implicare e din partea lui pe toate planurile. Deconectat de ce se întâmplă în Parlament și în viața politică. De multe ori pare deconectat, punct.
Nu. Este deconectat de la ce se întâmplă în Parlament și viața politică și așa e normal să fie. Pe de altă parte, la ce se întâmplă în societate nu poate fi deconectat. Bun. Și ăsta e și motivul pentru care atunci când ai, de exemplu, nemulțumirea oamenilor în ceea ce vrești, în ceea ce privește anumite măsuri, președintele vine și îi spune, nu, e rău. Și vă aduceți aminte că și pe transferul contribuțiilor, lucruri care privesc întreaga societate, a avut un punct de vedere și acum pe legile justiției a avut puncte de vedere. Bun, trebuie să luăm publicitate. Vă întreb la modul sincer, sunteți un politic, ce calcule își face PSD? Pentru că automat, guvernând așa, neținându-se de programul cu care a câștigat alegerile, nu are altceva de făcut decât să scadă în știți ce opțiunile votanților. Știți de ce scad? Nu știu cât au scăzut, că acum nici în sondajele astea nu pot să cred. Scad și vor scădea în continuare. Ce calcul și-a făcut? Ce calcul și-a făcut PSD-ul, politic vorbind? Care e explicația pe care o aveți? Nu e un calcul pe care și l-au făcut și privește partidul. Atenție, PSD-ul a câștigat alegerile parlamentare având un discurs despre salarii, pensii, sănătate, educație. A avut un program de guvernare care a convins foarte multă lume. Vă opresc, okay. Reluăm discuția imediat după pauză. Rămâneți cu noi. Revenim la discuția noastră. Vă reamintesc alături de mine în studio Dan Vâlceanu, deputat, președintele PNL Gorj. Vă întrerupsesem la un moment dat. Vorbeam despre toată povestea asta de la nivel central, care vrei nu vrei te afectează. Și vă întrebam, care este calculul politic al PSD-ului? Pentru că este ilogic. Până la urmă, un partid deliberat nu-și sacrifică voturile de dragul de a lua niște măsuri din astea sau de a-și atrage antipatie. În general, partidele se străduiesc să acumuleze simpatie pentru că știu că perioada de mandat este limitată și automat se vor întoarce la mâna la votul oamenilor. Bun, eu sunt două discuții separate. Eu vreau să vă explic de ce pierde PSD-ul în momentul ăsta. Și PSD-ul pierde în momentul ăsta cel puțin în ultimele două luni pentru faptul că au venit cu promisiuni legate de pensii, salarii, de educație, sănătate, lucruri pe care lucruri care interesează pe oameni. Care îi afectează în mod direct. Sigur, ei așa au câștigat alegerile. În timp ce noi, la momentul ăla, dacă vă faceți aminte, am pus foarte mare accent pe justiție, pe faptul că PSD-ul, în condițiile în care este condus de oameni cu probleme penale, au alte lucruri în minte. Ce au câștigat alegerile? Problema PSD-ului la momentul ăsta este că ei au abandonat absolut total discuția despre pensii, salarii, educație, sănătate. Este foarte vizibil să o vezi în condițiile în care amâni indexarea pensiilor, încerci să cârpești bugetul, promiți majorări de salarii, dai bani înapoi prin contribuții. Oamenii văd lucrurile astea. În schimb, principalul subiect al PSD-ului în ultimele luni este subiectul legat de justiție, de legile justiției. Și stai și te întreb, domne, ce a făcut oamenii ăștia? De la începutul anului și până în prezent. O încordare extraordinar de mare. Exact. Gândiți-vă că oamenii care au ales PSD pentru lucrurile pe care ei le-au promis în campanie, salarii, pensii, sănătate, educație și așa mai departe, văd acum un PSD care nu mai are legătură cu... Nu mai vorbește absolut deloc de lucrurile alea, ci vorbește de justiție. Chestiunea perversă în legătură cu justiția este că, deși au mai cedat, când ne întrebați ce am făcut noi opoziția în Parlament, ei au mai cedat în discuțiile pentru legile, în legătură cu legile justiției la anumite lucruri. Bine, la anumite lucruri, din punctul meu de vedere, au cedat prostește. Lucruri care trebuiau finalizate categoric și lucruri unde... Dar să știți că dacă analizăm întregul pachet de legile ale justiției și modul în care PSD-ul a dorit să controleze justiția, o să vă dați seama. Pentru că prima lege, și haideți să explicăm Vâlceanu, în 20 de secunde. Domnule Vâlceanu, ați avut 4 lucruri pe care le-ați sesizat Curții Constituționale. 4 au fost. Abia acum am depus la Curtea Constituțională. Bun. Pe legile justiției. 4. Păi am depus pentru fiecare lege în parte contestații la Curtea Constituțională. Bun. Dar eu vreau să vă explic. Nu, dar vreau în să 20 spun de secunde că a fost și după aceea o încleștare foarte mare, inclusiv din acest punct de vedere, și că până la urmă înțeleg că au mai cedat și probabil că ați mai scăzut din reproșurile pe care le aveți de făcut pe aceste pachete legislative. Dar până la urmă, după toată nebunia asta, să sesizezi destul de puține lucruri în lege... Nu, noi am contestat la Curtea Constituțională legea în ansamblu, legea 303, 304 și 317.
sunt contestații făcute de noi. Acum, după ce le au fost adoptate, pentru că nu le poți contesta înainte să fie adoptate. Înainte. Sigur. E, acum, PSD-ul a avut de gând, să știți că nu întâmplător le-au discutat pe cele trei legi la pachet. În 303, care este statutul magistraților, statutul judecătorilor și procurorilor, eu am vrut să introducă câteva lucruri. Ca de exemplu, faptul că un procuror sau un judecător, și mi se pare foarte grav, care este trimis în judecată, nu mai este suspendat de drept. Înainte, pe vechea lege, era suspendat de drept la începerea acțiunii penale. Atenție! Odată cu urmărirea penală, era suspendat. Acum decide CSM-ul. E, 317, legea 317, știți la ce se referă? La CSM. Și vreau să modifice și modul în care CSM-ul ia decizii, este ales și așa mai departe. Deci, lucrurile pe care ei au vrut să le facă aveau legătură. Mai mult decât atât, în legea 304 este inventată acea secție la parchetul general, sub parchetul general, doar pentru a încheta procurori și judecători. Deci, vedeți cum au pas cu pas și-au gândit. Le luăm pe rând, deși nu-mi propusesem să facem o analiză a legilor justiției. Nu, și dar mie mi se pare o prostie ca un judecător care au țesut legile este astea cercetat și modul penal în care și începe urmărirea penală împotriva lui să rămână în continuare în funcție. Consider că este o prostie. Apropo de modificările știți acestea. Ce este, pe de ce altă este parte, cel mai de neînțeles. Este de neînțeles următorul lucru. Să fie anchetați de o secție specială de procurori care nu au o relație de subordonare, de niciun fel de chestie, nicio legătură între ei, care ar putea să prejudicieze maniera în care se duce cercetarea, mi se pare o chestie în regulă. Păi da, și nu știți un lucru. Și până acum, ce nu știu. Și până acum era o secție specială pentru judecători și procurori. Este secția din cadrul DNA. Corect. Păi încleștarea cu DNA-ul există. Dar cu cine? Asta, cum cu cine? DNA încleștarea cu cine? Dintre DNA sau conducerea DNA și PSD. Păi și pentru asta modifici o lege? Că ai tu liderul anchetat de DNA? Eu vreau să vă spun un lucru. Deci, ei nu au făcut, e și anchetat, da. Ei nu au făcut decât să scoată de la... Îi deranja că acea secție era DNA. Și o vreau la parchetul general. Atenție! Oferindu-i la teoretic, general, cel puțin în teorie, mai multă independență acestei păi este secții tot o față secție. De orice altceva. Este tot o secție ierarhic. Are șeful de la acea secție. Depinde de CSM. Nu, depinde de procurorul general, că e secție în cadrul parchetului general. Adică o iei de la Chioveși, da, și o duci la... cum îl cheamă. Da. De ce? Nu, domne, trebuie să o luăm de la DNA. Trebuie să o luăm de la DNA, neapărat. Bun, unde ați fi pus-o dumneavoastră? Vă spun, nu trebuie pusă undeva. Vorbim despre funcționari publici. Procurorii judecătorii sunt funcționari publici ai statului, da? Cine anchetează funcționari publici? DNA-ul. Cum să o iei de acolo? Pentru ce? Nu-i firesc să o ai acolo? Vreți să facem mâine o secție pentru ingineri? Că nu știu procurorii din, nu știu, parchetul general, nu știu, nu se pricepe la chestiuni tehnice? Și trebuie să aducem niște procurori care se pricepe la chestiuni tehnice? Despre ce vorbim? Vreți să facem o secție pentru economiști? Pentru cine mai trebuie să facem o secție specială? Încă ceva. În dezbatere, eu am fost prezent la câteva discuții. Stați un pic ca să nu finalizăm asta. Deci ne-a stat garanția că până acum, asupra judecătorilor care erau anchetați, nu se pune nicio presiune prin felul în care sunt ei cercetați în momentul de față. Nu e nicio presiune pentru că ei erau oricum suspendați de drept în momentul în care începea urmărire penală împotriva lor. Deci ce presiune să pui? Ba mai mult. Și am să revin cu două lucruri. Eu am fost prezent la multe discuții din comisia asta specială. M-am dus acolo să înlocuiesc alți colegi. Și vreau să vă spun așa, la asta cu secția specială am fost prezent. CSM-ul a venit și a spus așa, oameni buni, nu poți înființa o secție, altă secție, da, câtă vreme nu există o nevoie socială pentru a înființa o secție specială pentru așa ceva. De ce? Am avut până la anul ăsta, până la momentul la care au fost modificate legile justiției, undeva 5 sau 7 cazuri de procurori anchetați. Cum să faci o secție pentru 7 cazuri? Mai mult decât atât. Vă spuneam că în legătură cu începerea de suspendarea de drept, în momentul începerii unei acțiuni penale, este o mare problemă. Sau două. Unu. Prima problemă este legată de faptul că un procuror sau judecător care poate să-și exercite în continuare atribuțiile, meseria,
câtă vreme este urmărit sau trimis în judecată, există probabilitatea, să nu spun că e 100% sigur, că e o siguranță, dar există probabilitatea că el să fie șantajat. Adică, unul cu cineva cu o funcție, da, de... cu o intrare. Da? Să meargă la un procuror care este trimis la rândul lui în judecată sau anchetat și care o anchetează, de exemplu, pe, Doamne ferește, Gabriela Gângioveanu, să-i se spună așa, dacă nu rezolvi problema cu Gângioveanu, o rezolv eu cu tine. Vă dați seama în ce situație complicată suntem. Dar riscul ăsta există nu, din punctul meu de vedere și acum. Până acum nu exista pentru că omul ăla era suspendat. Cred începe că acțiunea, nu are rost să vă mai aduc aminte de registrări, de tot felul de aberații din dosare. Nu mai revenim la registrări și la portocală, de exemplu, și atât mai vreau să vă spun. Păi știți ce se întâmpla cu portocală, de exemplu? Era în continuare procuror potrivit noi legi. Ceea ce, păi de asta v-am spus de la început că este strigător la cer. Bun, revenind la problema noastră de la Gorj, negocierile lui Romanescu este un alt subiect pe care vreau să-l discutăm. Marcel Romanescu, nu știu cum s-a întâmplat, dar a nimerit în niște discuții cu ALDE, cu să schimbe majoritatea, dar de fapt că nu era despre majorități, că se vrea schimbarea conducerii ALDE și Romanescu ar susține pe altcineva acolo și că s-ar fi dus la pachet cu mai mulți primari. O întreagă nebunie. Au fost, cred că, două săptămâni în care s-a scris și s-a vorbit foarte mult despre chestiunea asta. Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră considerați că a fost corect din partea lui Romanescu să ducă acolo fără să-și consulte colegii de partid, din birou municipal, de exemplu, nu mai vorbesc de, nu știu, altcineva. Și doi, de ce simte nevoia să negocieze nume personal pentru primăria Târgu Jiu? Nu știu, nu se poate baza pe sprijinul celor din partid, nu are sprijinul dumneavoastră, nu are sprijinul centrului, conducerii centrale, pentru că în ultima perioadă sunteți unul dintre comunicatorii de la centru ai partidului. Este clar că sunteți bine văzut de conducerea partidului și automat și Marcel Romanescu ar trebui să beneficieze cumva de relațiile dumneavoastră bune la nivel central. Da, eu vreau să vă spun că algoritmul politic din Consiliul Local Târgu Jiu este unul complicat. Marcel Romanescu, dacă ar reuși să-și facă o majoritate, ar sta într-un vot, de fapt. Pentru că eu nu sunt dintre visătorii care cred vreodată că PSD-ul va vota sau va ajuta primarul PNL de la Târgu Jiu să își ducă la îndeplinire obiectivele. Este exclus așa ceva. Sunt două lucruri pe care noi le-am spus. Unu, noi nu putem negocia cu PSD-ul și nu avem ce negocia. Și doi, ar fi și inutil. Pentru că ei au spus clar, ca o obsesie, bun, să câștige primăriile Târgu Jiu și Motru. Ori, momentul în care ai făcut o obsesie, este clar că nu te mai poți înțelege cu oamenii. Miza a crescut foarte mult. Florin Cârciumaru a spus că nu se retrage din fruntea PSD până la momentul când va recâștiga primăria Târgu Jiu. Vă dați seama foarte că bine. Tot activul de partid va trage cu atât mai abitir motivați fiind de această asta. Declarație. Eu, sau din punctul meu de vedere și văzând cum se întâmplă lucrurile în Consiliul Local, nu am făcut decât să îmi readuc aminte câtă dreptate am avut din secunda 1 când am spus niciodată. Bun. După ce am câștigat alegerile, vă aduceți aminte ce spuneau PSD-iștii. Noi vom ajuta, noi suntem constructivi. Bun, zic asta în continuare și dau exemplu toate proiectele inițiate de Romanescu pe care ei le votează și că în afară de teren și partea cu administrator public au votat tot și așa mai departe. La terenul la interesul personal s-a văzut. Vă întreb imediat și despre aia, pentru că noi chiar am fost foarte implicați în subiect. Dar revenind, înțeleg situația din Consiliul Local. V-am întrebat altceva. Marcel Romanescu a simțit că nu are sprijinul colegilor, motiv pentru care nu s-a sfătuit cu ei și s-a dus la niște negocieri într-un moment în care încleștarea dintre liderii PNL la nivel central și ALDE plus PSD era maximă și este maximă. Adică în momentul de față eu nu cred că mai vorbim despre, nu știu, nici măcar discuții cât de cât civilizate pe anumite spețe. Și atunci... Bun, eu vreau să vă spun că nu poți, în momentul în care vrei să ai anumite discuții, care nu privesc neapărat opinia publică în general, ci sunt chestiuni mai mult legate de negocieri politice, nu poți să ai o consultare așa generală, da, să-ți întreb colegii, m-aș duce să discut cu Tăricianu sau cu nu știu cine. Păi și la naiba spui după aia? Nu, bun, stați puțin. Discuția asta n-a fost devolată de Marcel Romanescu. Dar de cine?
a fost devoalată de presă. N-a venit Marcel Romanescu să spună, știți, voi n-ați aflat, dar uite, eu am fost la ce am discutat. Marcel Romanescu a fost întrebat dacă e adevărat că a fost. Da, și a recunoscut că da. Bun. Ce s-a discutat acolo nu știe nimeni niciodată și nu va ști, pentru că sunt lucruri pe care... Ei, imaginați-vă că au fost atât de mulți participanți, da, cât ce s-a discutat acolo se cam știe. Poate, că tocmai de asta vă și întreb. Sunt tot felul de zvonuri și de... Nu, eu nu o să intru niciodată în discuții care, până la urmă, nu privesc, să spunem, întreg partidul. Bun, sau... Deci, dumneavoastră considerați că întregul demers al lui Marcel Romanescu de a merge la acele discuții, despre care știu că știți mai multe decât spuneți acum la televizor, vis-a-vis de ce s-a discutat, pentru că știu eu, deci clar dumneavoastră știți, cu siguranță, este unul corect. Vi se pare că Marcel Romanescu a procedat corect să se ducă pe furiș la ALDE, la discuții, să nu vă spună nimic, dumneavoastră să aflați de la televizor, toată lumea să afle de la televizor, mă rog, nu ați aflat de la televizor, dar forțez eu un pic așa, ca să-și facă lumea. Nu, vreau să vă spun că știam chiar din ziua în care s-a întâmplat, da, pentru că domnul Dian Popescu a aflat și a sunat la toată lumea să spună că s-a întâmplat această întâlnire. Bun, zic, vi se pare, repet, corectă atitudinea domnului Marcel Romanescu, primar PNL, ales cu sprijinul dumneavoastră și al colegilor dumneavoastră de la partid? Dar eu vă spun așa. E primarul municipiului Târgu Jiu și are nevoie de o majoritate. Cine vreți să-i o facă? Dacă nu trebuie să se ducă să discute... Păi dumneavoastră spuneți că n-are nicio șansă la ea. Bun. Eu vă spun așa, v-am spus așa, că o majoritate la Consiliul Local Târgu Jiu, și repet ce am spus, este foarte complicată. Va sta într-un vot. Bun. Asta am spus. Da. Doi. Este normal să încerci, ești primar, da? Este normal să încerci să faci majoritate. Și noi încercăm toți. Da, avem discuții la nivel central, la nivel local, încercăm să facem o majoritate. Dar asta nu înseamnă că primarul este în afara jocului. Ba din contră, este cel mai interesat să aibă majoritate. Și din punctul ăsta de vedere, da, să se ducă, să facă ceea ce trebuie să facă, să aibă majoritate. Și spun așa, poate a procedat data viitoare corect, se va duce la Dragnea. Foarte bine, a procedat corect. Să se ducă unde vrea el, da? Dacă dorește să aibă majoritate. Eu n-am făcut decât să spun că noi, PSD, nu negociem. Și nu se face la Dragnea niciodată. Am spus din start că putem negocia cu ALDE, cu PSRO. N-am avut prezentul de spirit să vă întreb, că poate ziceați că nici la Tăricianu nu s-ar duce și totuși... Nu, dar am spus din start că negociem cu PSRO, cu ALDE, cu PMP, cu toate partidele. Bun. Mai puțin PSD. Reușiți, cel puțin la prima vedere, să negociați mult mai bine cu PSD în ceea ce privește Consiliul Județean. Dacă la Motru și la Târgu Jiu ședințele de Consiliu sunt cu strigături, la Consiliul Județean lucrurile se întâmplă mult mai pașnic. Nu știu acum dacă... Sunt și alte probleme. Probabil că sunt alte probleme și probabil că modul în care se lucrează în comisii este diferit de... Nu numai în comisii, ci și modul în care președintele Consiliului Județean este dispus să asculte și să cedeze la anumite lucruri care sunt corecte, pe care noi le spunem, este cu totul altul, da. Deci... Asta zic, că se poate și altfel, o colaborare cu PSD. Nu e vorba de colaborare, este mă rog, vorba colaborare, de a discuta. Nu știu cum să zic, atunci ca să admiteți termenul, atunci o coabitare. Atunci când nu găsim termen de înțelegeri, de a discuta corect, în interesul oamenilor, da? Bineînțeles, cu viziunea liberală pe care noi avem și ei, socialistă pe care o au, votăm împotrivă. Nu spun doar că atmosfera este alta. Am făcut o diferență și se face o diferență clară între și până la urmă e un moment pe final de an și pot să spun, chiar consider că cei din Consiliul Județean, toți, indiferent de culoarea politică, pentru tipul ăsta de comportament merită felicitări. Eu pentru că imaginea Consiliului Județean pare mult mai profi comparând cu ce este și o diferență, dacă vreți, între... Sunt mult mai personale mizele... Nu, numai, dar totuși, domnul Morega de la Motru și Cosmin Popescu sunt două persoane care, cel puțin la nivel de cunoaștere limbii române, da? Și a nivelului de, IQ, nu se pot compara. Adică, totuși, iar cei din primăria Târgu Jiu, din punctul meu de vedere... Nu și-au făcut niciodată un calcul sau o viziune. Dom'le, cât pierd oamenii pentru ceea ce facem noi? Aurel Popescu, Adrian Tudor. Eu când văd ce atitudine are Adrian Tudor, câteodată stau și mă închin. Mi se pare atât de lipsită de bun simț,
atât de agresive, încât stau și mă întreb care e miza. De fapt, ce vrei să vadă oamenii? Sau ce vrei să realizezi cu atitudinea asta? Sau Aurel Popescu? Dumneavoastră spuneți de Romanescu, de mine, de, și se expresă, ne analizați pe toți foarte bine. Dar credeți-mă, n-am văzut un om politic, incluzându-i aici și pe Călinul și pe Cârciumaru și pe Cosmin Popescu, la care să se vadă pur și simplu pe față în momentul când vorbește ipocrizia mai mult decât la Aurel Popescu. Nu există. Nu există. Pur și simplu îl vezi, da? Are un zâmbet, ceva pervers, da? Și care se transmite... Bine, asta este părerea dumneavoastră, da, că până la urmă este o analiză a expresiilor faciale a unui om. Nu. Puteți să aveți dreptate sau nu? Nu. Și te uiți după aceea la ce vorbește și ce se întâmplă. Și stai și te gândești, dom'le, cu cât tupeu va veni după aia public să spun aceleași lucruri. Cu cât tupeu. Care este, până la urmă, calculul celor de la PSD privind primăria Târgu Jiu? Au fost tot felul de declarații, a declarat inițial mai în glumă, mai în serios, Mihai Weber ca candidat, apoi a ieșit Adrian Tudor să spună că este încurajat de Aurel Popescu să-și dorească o candidatură la primăria Târgu Jiu personal. Le-a transmis Florin Cârciumaru că ar trebui să lucreze într-o altă manieră în Consiliul Local. Lucrurile se întâmplă tot așa cum povesteam. Calculul... Care este calculul? Să știți că în Târgu Jiu, ca să înțelegeți ce calcul și-a făcut, în Gorj în general, să înțelegeți ce calcul și-a făcut PSD-ul, trebuie să urmăriți ce s-a întâmplat de la Revoluție până în prezent. Și de la Revoluție până în prezent, Gorj l-a fost condus de PSD. Ei au avut Consiliul Județean, cele mai importante primării, fapt care i-a interesat mai puțin, să spunem, au fost interesați mai puțin de ce se întâmplă la nivel național. Vă faceți aminte că și în timpul guvernării PDL, Florin Cârciumaru semna contracte cu Elena Udrea, mai rezolva câte ceva, reușeau să... Nu interesa cine e la guvernare. Da, nu era esențial. Ei aveau da. Clar, Consiliul Județean și primăria erau la ei. De ce? Pentru că există o legătură absolut directă între cine are primăria Târgu Jiu și primăria Motru și Consiliul Județean. De fapt, lucrurile de aici pleacă. Obsesia PSD-ului în legătură cu Târgu Jiu și Motru nu este legată neapărat de faptul că acum sunt primari liberali acolo, ci faptul că au pierdut doi piloni importanți politic, discutând, și faptul că, sau legătura dintre acești piloni și Consiliul Județean. Vor pierde și Consiliul Județean. În condițiile în care nu reușesc să-și recâștige aceste primării și ele vor rămâne PNL, automat vor pierde și Consiliul Județean. Iar noi, în momentul ăsta, nu facem decât să ne consolidăm, rămânem pe linia noastră, de aceea o să vedeți că foarte puțin ne uităm stânga-dreapta ce face PSD-ul, nu ne interesează. Și vrem să ne consolidăm poziția și la Târgu Jiu și la Motru și, bineînțeles, în cele mai mari localități unde există primar PNL. De altfel, în momentul ăsta, în Gorj, dacă faceți un calcul în legătură cu numărul de cetățeni sub primar PNL, o să vedeți că noi trecem de 50%. Ceea ce, știți ce se va întâmpla? Odată cu apropierea alegerilor locale, vor exista primari PSD care, luând în calcul lucrul ăsta, vor vrea să plece de la PSD. Pentru că primarii și nu sunt printre cele mai populare figuri printre primari, așa că îmi permis să spun adevărul în continuare. Primarii au și o doză de oportunism. Ei vor să fie la partidul care conduce Consiliul Județean. Și atunci, dacă lucrurile nu se vor schimba, măcar în percepția primarilor, PSD-ul va pierde primari odată cu apropierea alegerilor locale. Bun, suntem la final de emisiune și oricum doream să vă întreb despre obiectivele dumneavoastră pentru 2018. Aș menționa, apropo de analiza pe care ați făcut-o, că sunt convins că orice lider PSD v-ar fi contrazis, nu avem timp să o fac eu. Da, este analiza dumneavoastră. Ce planuri aveți pentru 2018? Este un an preelectoral. Cum v-ați propus să-l gestionați? Am înțeles că aveți obiectivul de a vă consolida pozițiile în zonele astea. Și dacă aveți ceva să vă reproșați în ceea ce privește 2017, eu sigur am și o să vă și fac reproșul public. Este vorba de felul în care ați gestionat acea chestiune vis-a-vis de comunicatorii prezenți la emisiuni. Sunt de acord că sunt lucruri de bucătărie internă pe care nu trebuie să le justificați, dar bucătăria internă a răsuflat și atunci e firesc să fim, cel puțin eu ca realizator de emisiuni, deranjat de faptul că PNL-ul încearcă să impună un anumit tip de persoană sau să aleagă cumva partenerii de dezbatere în condițiile în care variantele sunt
destul de limitate la Târgu Jiu. Știți că problema asta există și la televiziune centrale, nu vin eu cu ceva nou. Dar eu aș vrea totuși să reiterez ceea ce am spus și atunci și să poate să, că tot semna sfârșit de an, da, să înțelegem toți care a fost demersul pe care noi încercăm să-l facem. Noi nu vă spunem pe cine să invitați mai la emisiuni. Noi prin acea adresă am spus doar atât. Oamenii care comunică în numele PNL sunt aceștia. În rest, dumneavoastră puteți invita pe cine doriți. Da, la tot membru PNL prezint, dacă el este membru PNL-ului. Absolut. Puteți chema pe cine doriți. Numai că, în momentul în care oamenii știu și dumneavoastră știți că membrul ăla pe care dumneavoastră îl chemați nu vorbește în numele PNL, este o altă discuție. Este cu totul altceva. Asta încercăm și asta am încercat prin acel demers. Nu am venit să spunem chemați-l pe. Dar dacă ne întrebați pe noi, de exemplu, am nevoie de un invitat de seară, discutăm despre asta și mai sunt invitați ăștia, noi o să vă putem recomanda, că până la urmă nu vă putem obliga să luați pe nimeni, din lista aceea, colegul care ni se pare cel mai potrivit pentru a participa la discuția respectivă. Bun, dar sunt oameni cu care în continuare refuzați să participați la dezbateri. Faptul că sunt colegi de-ai dumneavoastră care ignoră, nu știu, hârtia, recomandarea făcută, votată în biroul ăla permanent, este... Care recomandare este ignorată? Aceea de a nu veni la emisiuni cu Mihai Gherghe, de a nu veni... Dar n-a fost votată, repet. Acel lucru nu a fost votat niciodată în birou permanent. Dar recomandarea aia se menține, adică... A fost o recomandare a mea. Domnule, credeți-mă pe cuvânt că este menținută, pentru că eu păstrez legătura continuu cu cei din partid care decid cine vine la emisiuni. Și încă problema se pune, vă spun încă o dată, vine ăla, atunci eu nu-ți trimit, dacă vrei ia pe cine vrea să vină. Bun, ok, este cu totul altceva. Dumneavoastră discutați cu purtorul de cuvânt. Și da, purtorul de cuvânt ține cont de recomandarea mea. În rest, pentru că este obligat până la urmă. Se ocupă de lucrurile astea. Dar, pe de altă parte, orice coleg, dacă dorește, dacă, de exemplu, am un consilier local sau alt coleg din partid, care nu e deranjat că merge cu Gherghe la emisiuni, care scoate oamenii afară din consiliul local, este strict problema lui. Dar eu am spus atât. Eu nu cred că noi trebuie să girăm statutul de politician al lui Gherghe, pentru că un om politic este nu face așa ceva. Este consilier local. Nu vorbim despre, nu știu, okay, analiști politici, okay, sau nu știu ce consilierul persoană. Consilierul local Gherghe, care scoate oamenii afară din ședința de consiliu, spunându-le că n-au niciun drept acolo, nu trebuie să se bucure de prezența unui liberal în studio. Asta e punctul meu de vedere și a fost o recomandare. În rest, dacă ei, colegii vor, da, să fie cu Gherghe, este strict problema lor. Niciun fel de problemă. Nu e niciun fel de problemă și nici nu mă supăr, că n-am de ce. Ziceți-mi dacă aveți vreun reproș să vă faceți. Eu l-am făcut pe cel pe care îl consideram. Spuneți-mi dacă dumneavoastră vă faceți vreun reproș pentru 2017. Da, îmi fac un reproș. Cred că, fiind implicat în tot felul de activități la nivel național, am avut mai puțin timp să fiu prezent în teritoriu. Și primarii PNL au nevoie de un sprijin, măcar de o discuție de multe ori, lucru pe care, printr-o, să spunem, mai bună gestionare a timpului și o mai corectă alegere a acțiunilor la care particip, trebuie să fie corectat în 2018. Vă mulțumesc pentru prezență, vă doresc numai bine, un an mulțumesc perfect 2018. La fel. Vă urez multă sănătate în primul rând. Doamnelor, domnilor, o să punem punct aici, este ultima emisiune din acest an, vă doresc tot binele din lume, vă mulțumesc că ne-ați fost alături și sper să o faceți într-un număr poate chiar și mai mare anul viitor. Seară bună și rămâneți în continuare cu programele noastre, așa ca de obicei TV Sud v-a pregătit foarte, foarte multe surprize pentru zilele acestea de sărbătoare. La revedere!